Iancu, care mai înainte ne-a adus multe informații și chiar o culegere de noțiuni foarte importante, care eu cred că merită să le recapitulăm, pentru că ele vor fi trecute pe internet. Deci este un privilegiu binecuvântat să fim aici. Cum au spus ucenicii care au făcut Domnul Iisus, este bine să fim aici. Și suntem aici prin grija lui Dumnezeu, Jehova cel Atotputernic. Deci El toate le face bine. Dacă în urmă cu mulți ani mă întâlneam cu sora Chivuța și fratele Florin și cu ceilalți din zonă, mă întâlneam cu ei pe la adunări și auzeam că sunt de la Sebeș Olt, Sebeșul de jos. Mă gândeam, unde mai fi asta? Pentru că eu n-am umblat atâta în lumea asta. Îs om mai de la țară. Și am ajuns acum, prin grija lui Dumnezeu și fratele Viorel de la Sighet, împreună cu sora Maria, cu fratele Gheorghe, Ilea, am ajuns la Sebeșul de jos. Și doresc ca să fie binecuvântat toți cei ce sunt aici de față cu noi, toți cei ce sunt cuprinși în acest plan de mântuire. Deci să știți că nu numai noi suntem cuprinși în planul de mântuire a Sfintei Scripturi. Toți cei din Sebeșul de jos, toți cei din România. Deci avem un privilegiu binecuvântat să anunțăm mesajul împărăției lui Iisus Hristos. Să anunțăm mesajul unei împărății universale. Apostolul vorbea despre credința noastră de obște. Deci este ceva mult mai generalizat. Deci cineva zicea, Doamne, mulți hrănești. Și este un mare adevăr. Câți oameni sunt sătui astăzi? Câți oameni stau și se relaxează, alții obosiți, alții mai puțin obosiți, cât sunt indiferenți față de mesajul Evangheliei. Și cu toate acestea, Dumnezeu dă ploaie și peste, și peste. Știți ce scrie între aceste două cuvinte? Și peste cei buni, și peste cei răi. Și o cântare zicea, mare Dumnezeu avem. Să fie binecuvântat în vecii vecilor. În timp ce stau și ascult, notez și zic, cu asta ar fi bine să încep, că e un verset semnificativ. Mai stau puțin, urmează altul, păi și ăsta e mai bun. Și până la urmă, nu mai știu exact care este ceva cel mai bun. În orice caz, fratele Iancu, mai la urmă a amintit cuvintele din Evrei, capitolul 11 și versetul 39 și 40, un verset pe care eu cred că e bine să-l subliniem cu linie groasă și să ne gândim la faptul că facem parte din timpul acestui verset. Dacă am cântat cântarea Mila Domnului e mare. Aici vedem, în versetele 39 și 40 din Evrei 11, ceva. Deci e vorba de cei credincioși din vechime, care au suferit multe. Zice, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și atunci mai putem cânta cântarea aceea, Mila Domnului e mare, noi să o cântăm de două ori, pentru că Dumnezeu ne-a rezervat ceva. Deci este ceva rezervat. Și asta înseamnă că este cu o dedicație specială. Trăim la un timp, într-un timp binecuvântat. Dacă Iuda, în versetul 3, scrie, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră, de obște,
M-am văzut silit ca să vă scriu, ca să vă îndemn și să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci avem de-a face cu Sfânta Scriptură și de aici putem să desprindem credința care a fost dată. Deci noi avem, de ce? Pentru că a fost dat ceva. Și în Sfânta Scriptură avem un verset care zice: Iisus s-a înălțat la cer, s-a suit la cer și a dat daruri oamenilor. Și noi suntem din aceia care suntem beneficiarii darurilor lui Dumnezeu. Suntem beneficiarii unui timp de care mulți au vorbit. Și doar aceste vremuri, acestor vremuri le-au urat de bine, de departe, mărturisând că sunt străini și călători pe acest pământ. Când am luat aici din șoselele alea foarte bine asfaltate și bine pregătite, am luat-o pe drum așa mai lăturalnic să ajung la Sebeșul de jos, m-am gândit la un verset din Sfânta Scriptură care zice, o scriere, o dedica către credincioșii care trăiesc împrăștiați ca străini. M-am gândit, uite cât suntem de împrăștiați pe pământul acesta, ca străini. Dar cu toate acestea suntem bine cunoscuți de Dumnezeu. Nu numai atât, dar despre cei credincioși ce spune? Ei vor fi ai mei. Ei îmi vor fi o comoară aleasă, deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei. Așa scrie în Maleahi. Voi avea milă de ei. Deci am cântat cântarea că mila Domnului este mare ca marea fără de sfârșit. În continuare, aș vrea să precizez câteva lucruri. Chiar dacă nu o să fiu așa consistent ca fratele Iancu dinainte, câteva lucruri aș vrea să le fac puțin mai clare, care mi se par mie că nu sunt chiar așa de clare la modul general. Noi ne bucurăm de o credință despre care în Tit, capitolul 1 și versetul 1 scrie ceva interesant. Să citim. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia. Deci vreau să vorbesc în continuare despre credința aleșilor lui Dumnezeu, așa, și cunoștința adevărului, care este potrivită cu evlavia. Deci evlavia este o deprindere a omului credincios, o deprindere prin care el respectă cu strictețe regulele credinței. Și vedem aici că scrie credința aleșilor lui Dumnezeu. Deci am înțelege de aici că sunt mai multe feluri de credință, dar aici spune, e vorba de credința aleșilor lui Dumnezeu. Și această credință nu este oricum primită, scrie mai departe versetul, ci cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Dacă ne ducem în Faptele Apostolilor, aflăm că acolo era o adunare mică lângă un râu. La adunarea aceea mică a participat Apostolul Pavel, așa mi-aduc eu aminte, că Apostolul Pavel, Lidia, care era vânzătoare de purpură,
și mai multe femei au făcut o micuță adunare. Nimic ieșit din comun. Chiar dacă e plăcut în adunarea mare, totuși, pe calea îngustă sunt puțini, nu-i deșertăciune și așa mai departe. Nu te teme, turmă mică, și acolo erau puțini la malul râului, unde considera că este un loc de rugăciune. Și acolo Apostolul Pavel le vorbea despre credință și, în mod sigur, credința aleșilor lui Dumnezeu. Dintre cei ce ascultau, dintre femeile acelea, una avea ceva deosebit. Aceea era Lidia. Ce scrie despre ea? Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul, mi se pare că este 15 sau 16, da, în 16. Ca să mă justific cu ceea ce vreau să scot în evidență. Deci credința aleșilor este potrivită cu evlavia sau cu deprinderea omului de a practica lucrurile plăcute lui Dumnezeu. Scrie așa. După ce am pornit din Troa, Fapte 16:11, am mers cu corabia drept la Samatrocia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care era cea din tâi dintre cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Observăm mai departe ce zice. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Am vorbit despre credința aleșilor lui Dumnezeu. Și ar fi întrebarea, păi cum îi alege Dumnezeu? Aici ne dă un răspuns. Ce răspuns ne dă aici? Una din ele, numită Lidia, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Deci ea era interesată pentru așa ceva. Ce zice versetul mai departe? Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Oricât de bine am încercat noi să descifrăm tainele Evangheliei, cel ce deschide inima este cel ce a făcut inima și cunoaște tainele inimii. Mi-aduc aminte, și am mai amintit și cu alte ocazii, aveam un coleg de clasă când eram în generală. Colegul cel a trăit o viață, cum a putut el să o trăiască. S-a căsătorit, a lăsat-o, a luat alta, a lăsat-o și așa mai departe. Dar citea și în Biblie. Mă duceam odată în localitatea vecină cu bicicleta. O, stai în loc, stai un pic până la mine, stătea pe trepte și citea Apocalipsa. Măi, ia spune-mi tu mie, că știa că de când am fost copil am fost la credință, hai explică-mi tu cum să înțelegi aici, că eu numai nu înțeleg. Păi, Gheorghică, ia zis. Păi, ca să înțelegi lucrurile astea, mai întâi trebuie să trăiești o viață puțin diferită de cum trăiești tu. Păi, ai luat una, ai luat-o pe a doua, o ai și pe a treia, o mai... Așa nu înțelegi Apocalipsul, dragul meu, Gheorghică. Deci, dragii mei, vorbim de credința aleșilor și despre acești aleși găsim că Dumnezeu îi găsește dispuși să practice voința lui Dumnezeu. Dacă ne ducem în domeniul jocurilor de obște, Apostolul Pavel zice, nu știți că toți cei ce se joacă la jocurile de obște se supun la felurite în frânări și ei se luptă pentru o cunună. Deci, dai exemple de la jocurile de obște de rutină. Și eu când am fost mai tânăr, mi-a plăcut sportul și altele jocuri de obște, bineînțeles.
De acolo, noi putem să luăm exemple. Un om pentru un sport la care e necesar să ai înălțime este un om care, cu alte cuvinte, are chemare pentru așa ceva. Eu, dacă sunt mai mic de statură, chiar dacă îmi plăcea voleiul, că îmi plăcea voleiul și aveam aptitudini, dar n-am putut fi un profesionist pentru că n-aveam înălțimea aceea de la 1,80 la 2 metri. Deci, dragii mei, când se făcea armata, era unul mai mic. Bă, tu la ce ai făcut armata? La vânător de munte, e clar. Altul, bă, tu unde ai fost? Păi am fost la gardă în București, dar avea 2 metri. Deci, unele lucruri sunt condiționate de ceva. De ceva ce, în mod anticipat, le avem. Credința aleșilor lui Dumnezeu este condiționată de ceva. De ceva ce omul poate să aibă prin străduințele pe care le are mai înainte. Lidia era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Și dacă asculta tainele lui Dumnezeu, la care este necesar ca să lucreze Dumnezeu la minte. Și mi-aduc aminte că avem o cântare care zice: Vino în inimi credincioase, o Duh Sfânt, ogoară-te. Vă aduceți aminte de cântarea aceea? Da, mulțumesc. Cântarea aceea era copiată greșit în unele cărți. Era scris așa: Vino în inimi păcătoase, o Duh Sfânt, ogoară-te. Dar frate, eu zic, băi, nu e bine. Duhul Sfânt nu se pogoară în inimile păcătoase. Și au scris așa: Vino în inimi credincioase, o Duh Sfânt, ogoară-te. Dacă s-a dus la Domnul Iisus Nicodim, s-a dus așa mai tipil, să nu-l observe toți, ca să-i facă oarecare diminuare socială. Domnul Iisus i-a zis, ce a zis la Nicodim? Du-te și... Așa, mă duc la Ioan, capitolul 3, Iisus și Nicodim. 3 cu 3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat, spun că dacă un om nu se naște din om, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântece de mamă și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat, spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi buietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturisia noastră. Noastră, da. Dacă am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi de lucrurile cerești? Deci lucrurile pământești și lucrurile cerești sunt într-o oarecare relație. Dacă ți-am vorbit de lucruri pământești și nu înțelegi, cum vei înțelege despre lucrurile cerești? Deci, în credința aleșilor lui Dumnezeu, este necesar ca cineva să fie rațional în lucrurile pământești. Trebuie ca să fie în bună relație cu Tatăl Ceresc. El să facă cât îi stă în putință. Citim în Ioan, capitolul 6 și versetul 44, ceva. Iisus, eu de la 43, Iisus le-a răspuns: Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine
dacă nu-l atrage tatăl ca trimis, care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Acum este versetul important. Adică toate sunt importante. Ce vreau să scot în evidență eu, e foarte important. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Fac o mică paranteză și eu zic așa. Cum vor fi învățați de Dumnezeu? Noi vorbim de credința aleșilor lui Dumnezeu. Și cred că asta este mai importantă. Hai să vedem ce spune Domnul Iisus mai departe. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Vorbim de credința aleșilor lui Dumnezeu. Putem chema noi pe toți din zonă. Dacă nu are inima potrivită, nu va putea recepționa nimic. Cineva zicea, măi, am fost la voi, la credința voastră. Dar voi vorbiți lucruri grele, mă, n-am înțeles nimic. Oare de ce sunt așa de grele? Pentru că nu sunt familiar cu cuvântul Sfintei Scripturii. Deci vorbim despre credința aleșilor lui Dumnezeu. Găsim că aleșii lui Dumnezeu au fost dispuși ca să asculte pe Tatăl. Ce a pierdut Adam în grădina Edenului? Roba ascultării. Vine cineva în credința noastră. Stă un pic, un an, poate sta și 30. Și se duce. De ce? Stă slab la capitolul ascultare. El vrea toate să le dovedească omului firesc. Pe când colo lucrurile trebuie înțelese duhovnicește. Deci, dragii mei, credința aleșilor lui Dumnezeu este în relație cu ascultarea, cu ceea ce ar trebui să fie omul dispus. Și eu am explicarea cuvântului ascultare din limba română, zice, a fi ascultător înseamnă a fi supus în subordinea celui căruia îți ordonă. Asta înseamnă ascultător. Deci lucrurile credinței, nu toate le putem îi. Și mulți ar vrea ca ce vorbim noi despre credința aleșilor lui Dumnezeu, despre împărăția de 1000 de ani, să le poată pipăi, dar nu se pot pipăi. Nu toate se înțeleg literal. Și multe lucruri care se înțeleg, care sunt scrise și ar trebui interpretate literar, nu le practic. De ce? Vă dau un exemplu. Dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l! N-am văzut oameni credincioși care și-au scos ochii ei. Dacă mâna ta te face să păcătuiești, leapă-o! Nu. Deci, dragii mei, eu cred că ar fi bine să mergem mai departe în credința aleșilor lui Dumnezeu, dispuși să ne uităm la ce? Zice Pavel. Uitați-vă la înaintașii voștri și la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Această credință spune că Tatăl Ceresc are un plan. Planul este foarte ciudat. Hai să-l citim în Efeseni. Dacă unora li se pare că noi suntem foarte confuzi în înțelegerea Bibliei și cineva zicea, măi, voi le dați numai hrană tare, de aceea se duc copiii de la voi și nu stau. Dragii mei, la noi este puțin divertisment. La noi este mai mult o satisfacție în înțelegerea spirituală a lucrurilor. Hai să citim în Efeseni, capitolul 1 și versetul 8, iau de la 9, 9 și 10. Să vedem că credința aceasta are un conținut foarte, foarte bogat.
nu toți sunt dispuși să intre, ca și cum ai zice, în această mină. Eu am lucrat în subteran, în mină, am lucrat câțiva ani de zile. Și cineva zicea, eu nu intru acolo până nu are mina ferestre. Deci să vadă. Eu am zis, nu, mă duc și acolo. Și am învățat multe lucruri de acolo, din subteran. Acolo sunt filoane cu minereu. Filoanele mai consistente sunt la adâncime mai mare. Nu toți oamenii sunt dispuși să intre în adâncime, cum ne spune cântarea. Vă aduceți aminte de cântarea care zice, în adâncimi mari unde nu ajunge nici mintea. Se ascund planurile lui și e voința sa. Dar cine totuși dorește? Dar cum dorește? Zice, cine mă va căuta? Cu tot din adinsul mă va găsi. Deci este un plan interesant, consistent și mă bucur că am și aici compatrioți. Am consoți în această zonă a țării cu care putem să împingem mai departe luntrea aceasta a credinței, despre care o cântare ce zice? Și cu luntrea spartă, ruptă, am ajuns malul dorit. Domnul să ne ajute! Mergem mai departe cu luntrea, în credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Este vorba de un plan interesant, să știți că mă uit și la ceas. Nu e nicio problemă, ne oprim imediat. A binevoit să ne descopere taina voiei sale, credință și taină. A binevoit să ne descopere Tatăl taina. Este ceva ascuns, ceva misterios, la care nu ajungi așa dintr-o dată, cum mai zice. Și cineva zicea, măi, când intri într-un muzeu, obiectele cele mai valoroase, nu le găsești la prima, ca și cum mai zice, la prima intrare. Sunt cele mai păstrate în locuri cele mai protejat, mai adânc. Și citim aici. Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Deci Tatăl Ceresc are un plan. Nu toți își destăinuie planurile tuturor trecătorilor, tuturor consoților cu care merg încoace și încolo. Dar dacă are un prieten bun, ce zice? Băi, am să spun ceva. Tu ce zici despre ceea ce vreau să fac? Și Domnul Iisus știe ce zice? Nu vă mai numesc rob, ci vă numesc prieteni, pentru că v-am făcut de cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Dar de ce nu mergem să spunem la mai mulți? Nu sunt dispuși să ne asculte. Niciodată nu ne vor asculta. Cum să nu? Vine plugul marelui năcaz, mare strâmtorare, când oamenii vor zice ce zice în Isaia 26, Doamne, alții au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numele tău îl slăvim. Deci, a binevoit să ne descopere, în paranteză eu, în această credință, să ne descopere în această credință, taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Deci planul, în credința adevărului, în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, în credința aleșilor lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu are desfășurare în timp. Azi și mâine, zice Domnul Iisus, ce fac? Lucrez și poi mâine sfârșesc. Deci planul lui Dumnezeu se desfășoară în timp și în acest timp. Ce privește Tatăl Ceresc în plan? Ce are în țel, cu alte cuvinte? De a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele
de pe pământ să le unească. Acum, în general, oamenii, ce zic? Băi, vine județul, vine sfârșitul, să gata lumea, gata. Unii se duc la moarte veșnică sau la chinuri veșnice și alții se duc în viață veșnică. Altul este programul Tatălui Ceresc. Altul, cu totul diferit. Uitați-vă ce zice aici. De a-și uni într-unul Hristos toate cele din ceruri și cele de pe pământ. Observăm credința dată Sfinților pentru totdeauna are lucruri cu bătaie lungă. Când vin guvernanții ăștia și zic, lucrarea asta o să o terminăm în 2025. Noi care suntem trecuți așa un pic de amiază, cum să zice, până în 2025 multe se pot schimba. Dar după ce trece timpul, se vede, a ajuns 2025. Când eram eu mai tânăr, ziceam, când o să ajung eu la pensie? Niciodată n-ajung eu la pensie, uite cât e lumea asta. Și am ajuns și la pensie. Deci, planul lui Dumnezeu se desfășoară în mod gradual. Și este un citat într-o explicație, zicem, după cum înaintează planul lui Dumnezeu, fiecare substanță următoare se îndeplinește la timpul său hotărât. Și scrie acolo mai departe. Și mai departe este aproape timpul să se umple de binecuvântări fiecare neam al pământului. Adă, Doamne, ziua aceea, mai devreme, mai curând, în care se vor umplea de binecuvântări toate neamurile pământului. Acestea lucruri pe care le-am amintit, și eu zic în scurte cuvinte, că cei ce trec pe aici văd că timpul fuge repede, fac parte din planul de mântuire a Tatălui Ceresc. Este un plan de mântuire foarte interesant. Mă duc doar în câteva cuvinte să arăt cât este de interesant și cât de greșit înțeles de mulți oameni. Zice Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 10. Noi muncim în adevăr și ne luptăm. Deci în credința adevărului trebuie muncă și chiar și luptă. Așa-i? Muncim în adevăr și ne luptăm. Ce zice mai departe? Pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Acum să fim atenți. Care este Mântuitorul tuturor oamenilor? Și urmează scris în felul următor, dar mai ales al celor credincioși. No, asta e greu de crezut. Am avut oameni care au zis, mă, tu ai zis multe lucruri bune, dar acum le-ai stricat pe tătii. Dar am zis, cum le-am stricat pe tătii când eu am citit un verset din Noul Testament? Că unii zic, dacă citești în Vechiul, băi, alea din Vechiul. Dacă mergi la nou, la nou, măi, voi nu le înțelegeți bine. Deci, dragii mei, în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, zice, avrame în tine și sămânța ta vor fi binecuvântate într-un loc scrie toate semințiile pământului și în alt loc zice toate familiile pământului. Aceasta este o credință aleasă și deosebită. Și nu numai atât, vreau să mă duc într-un psalm 22 și vreau să închei cu psalmul 22. Pentru că suntem beneficiarii acestei frumoase credințe care a fost dată. Noi nu am luat-o pe traseu. Nu este o teologie nouă. Ea a fost dată Sfinților. Și speranțele arătate în Sfintele Scripturi le avem și noi astăzi. Deci, repetăm, am zis în Timotei și le face legătura cu Psalmul 22. În tine și sămânța ta, deci în Genesa, vor fi binecuvântate toate familiile pământului,
Ăsta e greu de înțeles pentru mulți. Binecuvântarea tuturor, în timp ce miliardele mor nebinecuvântate. E greu de înțeles. Al doilea verset greu de înțeles, l-am citit în Tit, 1 Tit 4. Mântuitorul, Iisus Hristos, este mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales. Înseamnă că sunt două etape. Iar este ceva greu de înțeles. Și acum, în încheiere, vreau să arăt ceva ce este prevăzut pentru viitor și necesar pentru toate familiile Pământului. Și scrie în Psalmul 22, de la versetul 26, în jos. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, veselă să vă fie inima pe vecie. Deci dacă cântarea zice, mare bucurie avem că împreună ne mai vedem, aici vrea să o amplifice, ca și cum zice, scrie, doi la puterea a noua. Mare bucurie avem, de ce? Veselă să vă fie inima pe vecie, de ce? Zice versetul 27. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Să fie drept? Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Da, în Romani, tot în Noul Testament, în capitolul 14, zice, e viața mea, mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea, orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Aceasta este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta. Adă, Doamne, ziua aceea. Versetul 28. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Să vedeți un verset foarte. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Hai să ne gândim la cei mai puternici oameni care conduc acum lumea. Ce zice despre ei? Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Vom fi într-o zi mai mulți? Ce ziceți? Dacă azi nu suntem foarte mulți în acest loc, să știți că într-o zi se vor uni corurile într-o localitate cu corurile din cealaltă localitate. Tot pământul va cânta. Și în psalm zice, toți cei ce cântă și joacă strigă. Ce strigă? Toate izvoarele mele sunt în tine. Adă, Doamne, ziua aceea! Versetul de încheiere care este? Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. Cine lipsește din peisaj? El este mântuitorul tuturor oamenilor. Întrebarea mea la încheiere. Cine lipsește din peisajul Bibliei care arată pe toți mântuiți? Toți cei puternici de pe pământ, hai să zicem care sunt în viață, vor mânca și se vor încăna și ei, înaintea lui se vor pleca jumătate din cei ce se pogoară în țărână. Toți! Deci, dragii mei, ridicăm ancorele și cu luntrea, chiar dacă dă în ea și o sparg unii și alții, cu luntrea spartă, ruptă, să înaintăm la malul dorit al binecuvântării, în portul binecuvântat al liniștii și al păcii în împărăția lui Iisus Hristos, despre care zicem, cum zice și în Apocalipsă, vino, Doamne Iisuse, și stabilește pe deplin a ta împărăție în putere, glorie pe acest pământ, ca tot să se închine ție,
Domnul să ne ajute să ne asociem încă de astăzi cu toți cei ce au inimă bună de a lăuda și preamări pe Cel ce este veșnic. Domnul să ne ajute. Amin.